6 elevi eliminați și 10 de absenți sunt cifrele primei zile de simulare a examenelor naționale susținute de elevii de clasa 8-a, a 11-a și a 12-a. Astăzi s-a desfășurat proba scrisă la limba și literatura română din cadrul simulărilor examenelor naționale. Cel mai mare număr de prezenți înregistrat am avut la clasa 8-a, unde procentul a fost de 88,5% față de clasa 11-a, unde procentul de prezență al elevilor a fost de 76%, iar la clasa 12-a de 78%. Proba scrisă de astăzi nu a trecut fără incidente neplăcute, astfel au fost înregistrați un număr de 6 elevi care au fost eliminați deoarece în timpul examenelor le-a sunat telefonul mobil sau au fost prinși asupra lor cu copiuțe. Și este cazul unui elev de la școala gimnazială Traian, care a fost eliminată din examen, deci vorbim de clasa 8-a. La clasa 11-a un elev a fost prins asupra lui cu o ciornă și a fost eliminat la Colegiul Ștefano Dobleja, iar la clasa a 12 avem 4 elevi eliminați, 2 la Liceul Tehnologic Ștefan Angel Băilești, un elev la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară și un elev la Colegiul Ștefan Velovan din Craiova, la clasa a 12-a elevii având asupra lor telefonul mobil. Urmează proba din data de 16 martie, la clasa 8-a vom avea proba de matematică, iar la clasa 11-a și a 12-a din cadrul simulării examenului de bacalaureat, vorbim de proba la obligatorie a profilului. După testarea la limba și literatura română, urmează proba obligatorie a profilului pentru liceeni și proba de matematică pentru elevii de clasa 8-a, care este programată pe 16 martie, și exclusiv pentru elevii claselor a 12-a, proba la alegerea profilului și specializării pe 17 martie. Rezultatele vor fi afișate pe 31 martie.